Suntem în cursul anchetei preliminare pentru a identifica absolut toți contactii ai acestui caz. Pot să vă spun că toți pozitivii, respectiv 32, sunt în momentul de față internați în spital. Ce s-a întâmplat în primul rând așa? V-am văzut stând la poartă, nu v-au lăsat să intrați. Cu siguranță, ulterior o să facem și clarificări pe acest aspect. Important este în momentul de față că am reușit ca toate persoanele să ajungă acolo unde trebuie, respectiv în carantină instituționalizată. Pe data de 10 au avut două cazuri pozitive, nu a fost identificat ca fiind focar, da? Știm că de la 3 cazuri, ieri am identificat 16 cazuri, motiv pentru care de urgență am demarat ancheta epidemiologică în focar. Din primele informații, cei infectați sunt din India. Avem în primul rând o problemă de sănătate. Din ceea ce am aflat, sunt peste 200 de angajați, dintre care 38 cetățeni indieni, dar evidența trebuie să ne dea angajatorul, pe care nu l-am găsit la fața locului și căruia i-a fost adusă la cunoștință invitația de a se prezenta la sediul ITM București. Aștept raportul ITM București și se va axa în mod evident pe condițiile de muncă, pe existența sau nu a contractelor de muncă, aspecte care intră în competența Ministerului Muncii respectiv ale ITM București. Vecinii spun că muncitorii nu purtau măști și că aceștia mai lucrau și la un alt complex rezidențial. Indienii fac traseul acesta, Metropolitan Metalurgie, Metropolitan Berceni, fără măști, fără dezinfectant. Chiar unii dintre ei au venit și mi-au zugrăvit în apartament și am avut contact cu dânsii, o să mă fac obligat să mă duc să-mi fac un test, iar dezvoltatorul și nici cei de la administrație nu ne răspund la telefoane să vină să dezinfecteze blocul. Sunt mai mulți muncitori de la acest dezvoltator care lucrează atât în complexul acesta cât și în celălalt complex din spatele lui. Și acești muncitori lucrează necorespunzător, fără măști, fără mânuși, urcă cu liftul, coboară cu liftul. Atât primarul capitalei, cât și cel al sectorului 4 spun că există locuri suficiente atât pentru internare, cât și pentru izolarea muncitorilor. Este vorba despre o comunitate de 108 oameni. Dintre acești 108 oameni, 32 de oameni au fost depistați cu infecție COVID. Ei vor fi duși la spitalele COVID din capitală. Ceilalți oameni vor fi distribuiți în felul următor. 78 de oameni care trebuie să intre în carantină instituționalizată vor fi repartizați prin grija Primăriei Municipiului București și a Sectorului 4 în centre special amenajate.